În apropierea zilei care marchează 140 de ani de existență a Crucii Roșii, filiala de la Giurgiu a organizat în avans un eveniment dedicat tuturor celor care au sprijinit Crucea Roșie, fie prin voluntariat, mediatizare, donații și chiar sprijin moral. Astfel, în sala de ședințe a Consiliului Local, conducerea filialei de Cruce Roșie Giurgiu a ținut să le mulțumească personal colaboratorilor și celor care le-au fost alături de-a lungul anilor. Este o mare bucurie pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră, pentru că astăzi este o zi importantă pentru Crucea Roșie, 140 de ani de existență. Este o zi în care și eu mă gândesc că din cei 140 de ani de existență ai Crucii Roșii, 25 de ani am fost voluntar al Crucii Roșii. Mai sper încă 25, să vedem dacă va fi cazul. Suntem bucuroși cu toții, sunt convins, și de aceea vă rog să-mi permite să transmit și din partea Alteței sale, Principesa Margareta a României, custodele coroanei regale, multe felicitări dumneavoastră tuturor. Să faci parte, repet, din familia Crucii Roșii este onorant, ei au numai de învățat și faptul că își dedică timpul și acumulează experiență aici, la Crucea Roșie, este foarte important și reprezintă o carte de vizită cu care se pot mândri în întreaga lume. În fiecare an, Crucea Roșie Română ajută mii de oameni afectați de criză sau de dezastre naturale. Ziua de 4 iulie este sărbătoarea miilor de voluntari, membri și colaboratori din întreaga Românie care contribuie la binele umanității. Ei sunt oamenii care se dedică pentru a ajuta persoanele vulnerabile din comunitățile în care trăiesc. După mesajele de felicitare, rând pe rând, toți cei prezenți în sală au primit din partea Crucii Roșii Giurgiu diplome și plachete în semn de mulțumire. Nu au fost omiși nici reprezentanții presei giurgiuvene care au primit distincții pentru mediatizarea evenimentelor organizate de Crucea Roșie. Se acordă diploma de recunoștință pentru Valahia TV. Se acordă diploma de recunoștință pentru Giurgiu TV. Mulțumesc! Mare dragă! Felicitări! La nivel național, Crucea Roșie numără 4.500 de voluntari și 250 de angajați. Instituția a luat ființă la 4 iulie 1876, iar România a devenit parte semnatară la prima convenție de la Geneva din anul 1864 și a ratificat-o în 1874.